Moș Crăciun a ajuns și la un centru de bătrâni din Prahova. Vârstnicii de la Căminul din Puchen au primit astăzi daruri din partea liderilor pensionarilor din județ. Pe lângă haine și dulciuri, bătrânii au avut parte și de momente artistice, cu colinde. Atmosfera s-a înveselit rapid și pentru câteva momente bătrânii au uitat de griji și neajunsuri. Bună ziua! Doi bătrâni de la centru și-au sărbătorit astăzi și ziua de naștere. Vorbim în primul rând despre doamna Eleonora, care a împlinit 75 de ani. De când a fost internată la azil, bătrâna este vizitată de familie foarte rar. Are o pensie de 400 de lei pe lună, din care 320 de lei se duc pe medicamente. Doamna Dobrescu, astăzi este o zi specială. Ați primit o vizită din partea unei femei cu suflet și mai mult decât m-am atât, bucurat nu mai foarte puțin. Mult. Este ziua dumneavoastră astăzi. Vă spunem la mulți ani. La mulți ani. Să fiți sănătoși. Dumneavoastră și toată lumea. Vreau să vă întreb, doamna Eleonora, de câți ani sunteți aici? De 8 ani. Cel de-al doilea sărbătorit al zilei a fost domnul Gheorghe, care a împlinit 77 de ani. Optimismul ăsta te-a învățat să treci și prin bine și prin rău. Și rău ăsta, eu îl dau în bine. Asta este cel mai important lucru. Important. Și astăzi câți ani împliniți? 77 de ani. Mulți înainte. La toată lumea și prosperitate și sănătate la toți care ne vizitează. Am fost fericită descoperind că mulți oameni, mulți din puținul pe care îl aveau, mai puțin din multul pe care îl aveau, dar când au dat substanțial. Și sunt fericită că am reușit astăzi să asigurăm un cadou, o întâlnire care să le facă plăcere cu adevărat. Să aibă acolo și un capoțel și o pijamăluță și de toate pe lângă dulciurile pe care le-a adus Moș Crăciun. Deci sunt foarte, foarte fericită pentru această realizare. Mă bucur că le-am putut face această mică bucurie. Am întâlnit și oameni care se bucură într-o suflet, am întâlnit și oameni mai necăjiți. La final, sărbătoriților li s-a cântat la mulți ani. Reprezentanții Clubului Pensionarilor Prahova au promis că vor reveni și anul viitor pentru a respecta tradiția.